dragi slăniceni, astăzi vom vorbi despre datoriile preluate de către mine de când am ajuns primar. În primul rând fac precizarea că foarte multe din aceste datorii nici măcar nu au fost trecute în evidențele contabile ale primăriei. Și vă dau un exemplu. S-a pierdut un proces în instanță în 2013 prin care primăria Sănic Moldova era obligată să plătească suma de 448.000 de lei, mai exact o să vă spun din 436.262 de lei către Curtea de Conturi. Această hotărâre definitivă și irrevocabilă trebuia pusă în aplicare foarte rapid. Respectiv, această datorie nu figura în evidențele noastre ca și datorie și până în 2016 nu s-a plătit niciun leu din această datorie. Respectiv, în 2017 a trebuit să plătim pentru că altfel ar fi fost o infracțiune a ordonatorului de credite a primarului faptul că nu a plătit aceste datorii. Este vorba de creditul de la BCR. Erau peste 30 de incidențe bancare. Asta înseamnă că nu și-au plătit de peste 30 de ori datoria la termen. În momentul în care în 2007 s-a făcut acest credit și mare parte din el a fost irosit aiurea, o să vorbim, dacă vreți, o emisiune specială pentru acest credit, eu am găsit aceste rate neplătite, aceste dobânzi neplătite și executor care a venit să ne execute conturile și să recupereze acești bani. La firma Alconep, care a executat lucrări de canalizare în Sănic Moldova, 776.203, respectiv 7.700.000 de lei vechi, ca să înțeleagă toată lumea. La BCR, datoria era de 18 miliarde vechi, 1.883.000 de lei. Da? Firma care făcea salubritatea și întreținea spațiile verzi de la Sănic Moldova avea 575.810, adică 5.750.000.000. Firma Toposystem, care a fost angajată în 2009 să facă cadastru general la Sănic Moldova, care până în 2016, în 7 ani de zile, nu a făcut nici măcar 10% din acest contract, nu a executat, a trebuit să plătim 524.582 de ron, adică 5.240.000. Aveam datorii la curentul electric, la E.ON, da? Furnizorul nostru de până atunci, da? 4.583.000.000, 458.000 de ron. Aveam datorii la Simetrica, pavelele din parc, oameni buni, care au fost montate în 2014, nu au fost achitate până în 2016, respectiv a trebuit să plătesc eu suma de 346.804 lei, 3.846.460.000.000, da? La apă, firma, compania de apă a executat lucrări, inclusiv branșamentul prin care pârtia a fost racordat la apă, nu era achitat. În total 274.000 de lei, 2.740.000.000. La Consiliul Județean. Consiliul Județean ne impune nouă jumătate din costul persoanelor care stau în centre de plasament. Noi avem acum o singură persoană, dar noi trebuie să plătim această jumătate și nu a fost achitat niciodată nicio sumă, respectiv 222.245, 2.220.000.000 le-am achitat eu pentru pentru Consiliul Județean. Girona, firma aceasta a executat asfaltări la Sănic Moldova. Să știți, oameni buni, că asfaltările care au fost făcute în 2015 și începutul 2016 ca să se vadă că s-a făcut ceva, eu le-am achitat după ce am ajuns primar. Stâlpișorii de acei stâlpi de iluminat din parc, 117 de stâlpi de iluminat din parc, eu i-am achitat la firma care i-a furnizat, cu care conducerea s-a mândrit că ei au făcut ceva pentru stâlpi. De fapt, au făcut o datorie imensă.
La fel la furnizorii de materiale de construcție. 61.314, 610, 600 de milioane, peste 600. La firma de furnizor de accesorii din astea, de birotică, da? Pentru primărie. Toate datoriile astea sunt până am ajuns eu în funcția de primar. 530 de milioane. La ANL București, din sumele pe care noi le încasăm la cei care locuiesc la locuințele ANL, o parte trebuie să predăm la ANL București. Suma de 39.090, 390 de milioane, nu a fost plătită către ANL București. La Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, datorii 24.427. La locul de joacă care a fost instalat la Slănic, Moldova, în 2015, în valoare de 19.493, 190 de milioane, nici acesta nu a fost achitat. La reparații de auto, de mașini, 18.132, la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, 16.000 și la comunicații de la Telecom, 15.698, 150 de milioane. Mai avem executări silite, la fel, o sumă de judecătorești, 183.000 executori judecătorești, 793, adică 1.837.000.000. În total, aceste datorii, oameni buni, fac 6.740.948 de lei, respectiv 67.409.000.000 de lei. Aceasta este suma pe care eu am strâns, am adunat-o și am achitat datoriile moștenite și vreau să știți acest lucru și să fie foarte clar pentru toată lumea. Această sumă reprezintă pe 4 ani de zile posibilitatea noastră de investiții. Hai să spunem pe 3 ani și jumătate. Eu am adunat-o în 2 ani și jumătate, am crescut veniturile într-adevăr, am luat măsuri, am restructurat, am deranjat multă lume, desființând poliția locală, făcând niște, restrângând o organigramă, luând niște măsuri care nu au mulțumit, bineînțeles, pe cei care erau acolo și nu își făceau datoria. În sensul acesta aș vrea să priviți începutul meu de mandat și să priviți toată acțiunea în paralel cu ce a trebuit să fac eu prioritar față de a construi ceva pentru localitatea aceasta.